Salutare, bă băieți! Bine v-am găsit la un episod. Astăzi noi jucăm Standoff, ci ne aflăm pe un site în care oamenii vând gold pentru o anumită sumă de dolari. Acești oameni îți promit că o să-ți pună goldul în contul tău. Când vrei să cumperi goldul, tu trebuie să introduci datele de la cont, parola, numele și mai multe detalii și de asemenea trebuie să alegi modalitatea de plată. Dar înainte să înceapă acest episod, bă băieți, nu uitați, da și voi mare like, subscribe. Clipul de reîncărcare putem observa că avem diferite oferte de 100 de gold, 500 de gold, 1000 de gold, 3000 de gold și competitive pack. Hai să ne uităm puțin la ofertele de 1000, de 100 gold și singura ofertă de 100 gold este de la Elizabeth. Elizabeth, ok? Ea ne promite că pe 2 dolari ne oferă 100 gold. Dacă intrăm pe ofertă, asta e oferta de la Elizabeth. Încă ceva băieți, m-am conectat eu pe un cont secundar de al meu, pentru că nu poți să te uiți la oferte fără să fii conectat pe un cont Google sau Facebook. Elizabeth are 99% recenzii pozitive și 1000, deci 1500 de comandări. Ok? Viteza de livrare este în 15 minute. Deci dacă eu îi trimit la Elizabeta, așa ne spune Elizabeta, dacă îi trimit mesaj la Elizabeta la 4 noaptea și îi spun să-mi trimită gol sau dacă nu dau comandă, cred că ea la 4 noaptea, cred că o să-mi trimită gol în maxim 15 minute, nu? Dar nu știu ce să spun cu viteza asta de livrare. E ciudat. Și avem un stoc 99 de mii, am înțeles. După cum am spus, odată ce ați dat pe cumpărare, avem cantitatea pe care trebuie să le alegem, metoda de livrare, și tipul de cont, Google, trebuie să ne punem contul de autentificare, parola de conectare, un cod de rezervă și un cod de reducere dacă avem. Acum, vreau să mă uit puțin dacă 2 dolari înseamnă cât înseamnă 2 dolari în lei. Potrivit unui site, 2 dolari în lei înseamnă undeva pe la 9 lei. În joc, Stand of 2, plătim cam 8 lei sau, da, 8 lei și ceva pentru 100 gold. Deci, nu prea văd eu, bă băieți, de ce să cumperi 100 gold de pe un site, pentru că dacă cumpărăm din joc ar fi mult mai sigur, mult mai safe. Aici ar trebui să ne schimbăm parola după ce cumpărăm, pentru că nu prea e siguranță. Persoana care are oferta ar putea să aibă acces la contul nostru în depă. Hai să ne uităm în continuare la competitive pack-uri. Ce avem pe aici? Se pare că Elizabeth se ocupă rău de tot de ofertele astea. Văd că vine un Stand of 2 top-up competitive bronze pack. Deci avem un bronze pack la 5 dolari. Mai avem pe aici, mai jos, silver pack, gold pack și platinum pack. Brilliant pack. Ok, deci brilliant pack, dacă vrem să cumpărăm tot competitive pack-ul de pe site-ul ăsta, ar veni cam 426 de lei. Cred că plătim mult mai puțin decât atâta, frate, deci nu prea se merită să cumpărăm de pe site-ul ăsta. Bun, bă băieți, următorul site despre care vreau să vorbim este gamesmarket.ro. După cum vedeți, site-ul ăsta este în limba rusă, provine din Rusia. Cel mai probabil Rusia se ocupă cu vândutul de conturi, după cum vedeți și aici, Gold, pentru că Stand of 2 e făcut de developeri ruși, ceea ce înseamnă că mai multă audiență rusă, ok? Bun, avem aici o ofertă de 500 Gold la 99 de rubini. Rubini sunt moneda națională de la ruși. Potrivit acestui site care ne spune că 100 de ruble costă 6 lei, înseamnă că o ofertă de 500 gold pe site-ul ăsta Games Market în România costă 6 lei. Ceea ce mi se pare cam imprevizibil și foarte ieftin de asemenea. În afară de oferte de gold, 500 gold, 2000 gold, pe site-ul ăsta avem și conturi. Avem un cont cu Statra, KVM, AVM Dragon, Fable, Deagle Blood și o medalie de veteran la 59 de ruble. Vine undeva pe la 2 lei sau 3 lei. Mai avem aici, ce mai avem? Uite, avem un competitive pack cu Brilliant cumpărat. Are Butterfly și M4 Pixel Storm AKR la 150. Adică undeva pe la 11 lei sau 12 lei. Sau poate 9 lei, cam așa. Dacă dăm scroll în jos, vedem că mai avem și alte conturi diferite, cu diferite skin-uri. Avem Butterfly Starfall aici, două cuțite, Akai Treasure Hunter și Commando, Petris 50. Deci contul ăsta e bazat. Dacă dăm scroll în jos, cred că aici sunt niște termeni și condiții din rusă. Probabil dacă folosesc Google Translate, nu o să traducă prea bine, pentru că da.
Acest site are ca modalitate de plată doar plata cu cardul și încă o plată numită QWI, cu care trebuie să ai un cont QWI, nu știu exact la ce se referă. Putem să cumpărăm oferte și pentru Brawl Stars și PUBG, nu doar pentru stand-off, dar pe noi ne interesează doar stand-off-ul. Dacă ar fi să luăm rubinul din Rusia și să-l transformăm în lei românești, inventarele astea costă foarte puțin. Bun, băieți, trecem la următorul site. Site-ul acesta, la fel, ne oferă gold pe o anumită sumă de dolari, nu mai este rubla rusească, doar că site-ul este e puțin mai ciudat, pentru că sunt persoane care nu prea sunt active, avem persoana asta care e activă de 9 luni și are 9 review-uri. Hai să mergem la o persoană mai activă. Uite, persoana asta are 381 de review-uri și dacă dăm scroll în jos, toate review-urile sunt review-uri rusești. Deci nu înțeleg de ce ai pune price-ul în dolari dacă comentariile sunt în ruse și bănuiesc că cei care au cumpărat de pe acest site sunt ruși. Puteți să-i trimitem un mesaj cumpărătorului, dar cred că trebuie să ne conectăm ca pe primul site. Deci cel mai probabil nu o să mă conectez. Odată ce am intrat pe ofertă, putem să ne alegem modalitatea de plată cu care vrem să plătim. Avem card, Apple Pay, Google Pay sau bla bla bla. Putem să primim... De fapt, dacă spunem că vrem 100 de gold, trebuie să plătim 0,65 de euro. Dacă vrem 1000 de gold, trebuie să plătim 6 euro. Din nou, 6 euro nu înseamnă chiar foarte mult. Ba chiar 6 euro înseamnă 31,76 de lei, adică foarte ieftin, pentru că pe Steam o ofertă de 1000 gold este undeva pe la 40 de lei sau 50 de lei, dacă nu mă înșel. Pe acest site putem să cumpărăm și conturi, se pare că, doar că toate titlurile de a el sunt în rusă, ceea ce e foarte improbabil, adică normal că sunt rusă. Avem un cont la 32 de dolari, titlul în rusă, fără nici măcar un screenshot sau... Uite, să intru pe a doua opțiune. Avem, normal, recenzii în rusă, putem să-i trimitem vânătorului un mesaj. Nu știu exact, cred că ne oferă 1000 gold sau 3000 gold. Putem să ne alegem la fel o plată, modalitate de plată. Și aici avem tot felul de conturi. Gold 2, ca competiție brilliant. Pe cuite, asta e în engleză. Hai că e engleză. Avem aici un link de la YouTube. Nu cred că o să intru. Energy, cred că este contul băiatului ăsta care vinde și oferta. La sfârșit de episod pot spune că nu e ok să intrați pe site-uri de astea, mai ales dacă vreți să cumpărați de pe ele. Cel mai ok ar fi ca să cumpărați de pe Stand of 2 ofertele de gold, pentru că aici nu puteți să aveți încredere, mai ales că, după cum vedeți, dăm de tot felul de oameni ruși. Site-urile nu știu dacă au niște termeni și condiții, probabil că au, dar nu cred că persoana vă poate garanta că o să vă ofere banii înapoi dacă nu v-ați primit oferta, ok? În continuare, băieți, dacă v-a plăcut, nu uitați, dați voi un like, subscribe. Eu am fost Hrișcă și ne vedem data viitoare. Pa, pa!